Salutări băieți și fete, bine v-am găsit la un nou episod din cariera noastră de jucător la AC Milan. Băi tată, azi ar trebui să începem cu o simulare. Avem meci cu Genoa, Genoa locul 20, nu o să ne batem capul prea tare, suntem pe locul 2 din păcate. O să simulăm repede aici, căcat. Facem 1-1 cu locul 20, ferească Dumnezeu. Și maica lui Doamne, Doamne, așa ceva n-are cum. Bă, n-are cum. O să simulăm și cu Torino. Că na, dacă stăm să le jucăm pe fiecare în parte, ne lungim mult. Și o să mai și simulăm, că aia e. Și batem 1-0. Pobega marchează. Las că e bine, măcar am câștigat. Asta e bine. Și avem meci cu Roma, care e pe primul loc. I-am bătut, trecem în locul lor, e perfect. Și după aia vom avea meci cu FC Porto, bă, tată. Mergem la Porto, cred. Nu știu, bine, acum nu știu dacă jucăm acasă sau în deplasare. Dar n-are niciun pic de importanță. Hai să dăm drumul la meciul ăsta. Hai să-i dăm drumul la meciul ăsta să vedem ce ne iese, bă, tată. Sper să câștigăm, să nu ne încurcăm ca și cu Lazio. Cu Lazio am avut un noroc imens. Un noroc imens am avut cu Lazio. Haide, mă, dă-i pase, mă. Rămânem bine la balon. Șansă bună să deschidem scorul aici. Șut la colțul lung și incredibil. Marcăm în minutul 4, bă, tată, bă. În minutul 4 reușim să deschidem scorul. Hai că i-am luat pe ăștia tare. I-am luat tare de la bun început. Guieie. Măgai ghei. Pellegrini pentru Riquelme. Bun, coborăm bine aici, ajutăm mijlocul excelent. Pasăm pentru Pobega. Patino. Reinders, salto, mă, acolo în gura măsii de mingea mea. Șut aici din afara careului, rachetă peste poartă, ești nebun. Să puteam mai bine de atât. Să puteam mult mai bine de atât. Costa degajează acolo, Riquelme câștigă posesia. Langlais pentru Schurz. Deposedat acolo Langlais. Cerem o pas acolo. Hai odată. Șut și marcăm. Facem dubla. Minutul 15. În minutul 15 deja facem dubla, bă, tată. Marcăm foarte frumos aici. Un joc bun de pasă. E perfect. E perfect. Mai mult ca perfect. Ar fi bun dacă mai dăm unul, că la pauză simulăm până la final. Reinders pentru Leo. Leo trece bine acolo. Hai, tată, hai. Încearcă pas acolo Leo, dar avem corner. Hai cu cornerul. Se bate bine acolo cornerul. Minge de la Gvardiol. Pasă bun acolo, dar n-am reușit să șutăm pe poartă. Minge blocată de Langlais. Langlais pasează bine acolo pentru João Neves. Fofana. Fofana urcă acolo presat, șansă bună a lui Fofana, dar Menian stă bine acolo pe picioare, reușește să rețină balonul. Șansă de contraatac acum. Șansă bună, rău de contraatac. Intrăm în careu. Driblăm spre exterior, șut la colțul lung și marcăm, tată, pentru 3-0. I-am făcut în sânge pe băieți. I-am făcut în sânge pe băieți. Gol ca ăsta mai rar. Uite tu ce frumos a venit asta. Șplaț. Țiplă. Țiplă. Izdă de izdă, nu așa. Pellegrini pasează acolo pentru Riquelme. Orban. Din nou Riquelme. Riquelme întoarce aici pentru Orban. Bun, Patino atinge ușor așa mingea acolo și reușim să câștigăm posesia. Pellegrino. Fran Garcia. Fran Garcia pasează bine aici pentru Reinders. Aoleo, ce a venit. Ce a venit nebunul și m-a deposedat. Langoni pentru João Neves. Din nou Langoni. Fran Garcia câștigă posesia acolo, dar totodată le oferă un out băieților. João Neves, lung de linie pentru Langoni. Presăm aici, doi inși, dar degeaba, Fofana intră în careu.
Fofana întoarce pentru Langoni, cel mai probabil vine ăsta cu șutul, ești nebun. Șut blocat de Mike. Minutul 43, tată. Minutul 43, dacă scăpăm fără gol marcat la faza asta, suntem șofi. Suntem șofi. Haide mă, o dată, mă. Cristos, păi dacă arunci cu mâna în hândel. João Neves pasează acolo pentru Orban. Șansă de șut aici, șutează și încă un corner. Încă un corner pentru AS Roma. Cel mai probabil va fi ultima fază a meciului. Bun, Pulisic respinge bine acolo și final de primă repriză. Avem 3-0, am reușit să marcăm un hat-trick, ceea ce înseamnă că vom da simtuend. Câștigăm 3-0, e perfect, e ca la carte, mergem mai departe. Da, bă, băieți, mergem la Porto, mergem pe Dragao, sperăm să marcăm măcar jumate din cât am marcat cu Sevilla. Acum să vedem ce ne va ieși. Să vedem ce ne va ieși, să vedem dacă putem să facem ce avem de făcut. Mă uitam acum la action acolo, la contracte și șefii mei, drăguți de la AC Milan, vor să dau 24 de asisturi tot sezonul. Păi tu ce ai impresia că sunt, mă, fundaș, mijlocaș, ce ai impresia că sunt? Eu sunt aici să dau goluri, mă, nu pase de gol. Potolește-te cu astea. Pellegrino pasează bine aici pentru Fran Garcia. Rafa Leao, oh, căcat, ce rău m-am plantat acolo. Carrasco, să fie oare Ianic? Ia uite-l și pe ăla, ce pasă de idiot a dat. Bă, tâmpitule, bă. Maturo pentru Ocoli. Franco. Franco deposedează bine Reinders. Patino. Bă, ce-au mâncat ăștia mâncavași? Bă, ce-au mâncat, mă? Dominguez. Dominguez încearcă pasă acolo. Noroc cu Pellegrino, că a stat bine. Fran Garcia. Fran Garcia urcă bine acolo. Fran Garcia nu-l atacă nimeni. Rafa Leao, din nou Fran Garcia. Pasă bună de la Rafa Leao. Face mingea în exterior. Șut la colțul lung. Iată că o portar bun ăștia de la Porto. Lovitură de cap acum la colțul lung și reușim să deschidem scorul, bă, tată, deja 6 goluri marcate în Champions League. Să nu uităm că recordul ne aparține cu 31 de goluri marcate. Da? Hai să nu uităm treaba asta. Să nu uităm. Carrasco pentru Dominguez. Presăm aici la Dominguez. Hai, tată, hai. Galeno. De fapt, Galeno, că nu-i doi de lui. Greșesc aici mijlocașii lui Porto. Șansă bună de gol. Poate. Rafa Leao pasează aici pentru Fran Garcia. Fran Garcia vine cu centrarea. Lovitură de cap. Apără portarul celor de la Porto. Sună pleonasm să mor eu. A cacofonie sună. Portarul celor de la Porto. Să mor dacă nu suna cacofonie. Pă bune. Fran Garcia pasează acolo pentru Reinders. Patino. Patino vine cu pasa aia bună. Șansă bună de șut aici. Șut de la 30 de metri. Apără portarul celor de la Porto. Încă o dată. Șansă bună aici. Șut pe jos și reușim să majorăm avantajul la 2-0, minutul 34. Un șut mascat acolo, n-avea ce să facă portarul la mingea asta, mai mult ca sigur a văzut-o târziu. Reușim să marcăm destul de simplu, dacă mă întrebați pe mine, nu garantam mai nimic pentru șutul ăsta, dar aparent a intrat. Și pentru mine e suficient. Dominguez. Dominguez presat aici, câștigă posesia Pobega. Patino din nou pentru Pobega, Rafa Leao. Greco, saltă mingea aici, Rafa Leao, mamă ce urât a dat-o Leao acolo să mor. Zaniolo, pentru Johnston, Johnston, Romario greșește acolo, pasa Pobega acum, Patino,
Pulisic vine cu pasa, șutăm de la distanță, ce golaţo, facem hat-trick cu minutul 43, bă băieți, ce gol reușim să marcăm acolo, nu s-a așteptat nimeni, dar stângul nostru e letal, deși suntem dreptaci, dar stângul nostru e letal, un șut ca ăsta mai rar vezi, ia vezi ea, am plantat-o, ia uite-o mânca Avaș, țiplă, țiplă, 3 la 0 bă băieți. 3 la 0, bă băieți. Și în cazul ăsta vom simula și meciul ăsta. Greșim aici în fața lui Romario după ce l-am deposedat. Vom da sim to end la pauză. Pentru că nu prea are sens. Deja e 3-0, doar nu ne întoarce la pauză. Ar fi culme. Cine e Liverpool? Bă, a dat din afara careului. Ia, vezi mă, că a scăpat un poart. Marcăm încă un hat-trick. Un hat-trick baban. Și frumos totodată, o să dăm direct sim to end. Se termină 3 la 0, din nou cel mai probabil sunt omul meciului. Și mergem mai departe. Mergem mai departe, avem meci cu Cagliari. Bă, mai lasă-mă cu friendly. Hai să avansăm. Să mergem repede cu sezonul. Până se lansează FC25, poate mai terminăm încă 3 sezoane. Sper, cel puțin. Hai să dăm jump to result. Aici cu Cagliari facem 2-2. Bă, pe bune, mă. Nu e bă, tată, plecăm la Borussia Dortmund. Pe bune, las-o în gura, mă, zic, n-ai cum așa. Sunt suspendat? Pe bune. Ai, dăm quick sim. Câștigăm 3 la 1. Bă! Noi am bătut pe Franța 3-1. Hai să ne facem măcar antrenamentul. Să ne mai crească un pic relația cu Mr. Șoborez aici de față. Ajungem în ziua meciului cu Irlanda de Nord. Direct jump to sim. Câștigăm 4 la 1. Și n-am marcat. Hristos, de ce? Dar de ce? Asta este, nu contează. Poate ne calificăm și noi la Cupa Mondială. Bă, ar fi blană. N-am câștigat nicio Cupă Mondială. Nu ne-am calificat până acolo la niciuna. De când jucăm. Dar aia e. Avem mare meci mare cu Bologna. Hai să facem tot la fel. Jump to result. 3-3, dă-o, bă, că... Înnebunesc. Ai de capul și de zilele mele. N-are cum. Da, ce să mai nu, mai stăm acum să ne batem capul. Mergem la meciul cu Feyenoord. Călătorim în Olanda. Hai să sperăm că câștigăm. Bine, asta le câștigăm, că nu ne batem noi capul. Bă, cum? Bă, nu înțeleg, mă, tată. Dracu, echipă, că sunt bai de mama noastră. Că n-avem nimic de Doamne ajută în echipa asta. L-avem pe Leo și pe Menian. În rest, și eu, bineînțeles, dar n-are cine să te țină cu pas. Nu s-aduce nimic. Pe Mazraoui l-a ratat. Că na, e ceva normal. Pasăm bine aici pentru Pulisic. Pulisic, șansă de gol acum, Pulisic, 1-0, iată bă că am făcut și un asist, ești nebun la cap. Din nou minutul 4, reușim să deschidem scorul repede. Aparent Champions League-ul ne zâmbește. Pulisic. Să mor tu că a zis Pulisic. Du-te văd aici. Jovanovic. Presăm aici, că noi suntem și în calitate de fundaș, în caz că nu v-ați dat seama, că n-are cine să blocheze șuturi și alte cele. Îl avem pe Van Dijk, dar ține în rezervă că da. Degajează aici Menian, pasăm bine pentru Rafa Leao. Rafa Leao vine cu pasa, venim și noi cu șutul, dar Jimenez blochează acolo. Lovitură de la colț. Lovitură de cap slabă. Caca. Nu e bine. Nu e bine, bă, tată, bă, nu așa, bă.
Câștigă bine posesia aici Greco. Pulisic pentru Patino. Reinders. Pulisic vine cu pasa frumos acolo. N-am cu cine pasa. Dar vin cu șutul de la distanță. Vellenreuther reușește să apere acest balon. A fost plasat bine, dar n-a avut putere. Ia vezi mă ce stop a făcut al meu. Ferească Dumnezeu. Cortez. Cortez presat aici. Newcop. Din nou Cortez. Pasă acolo pentru Due. El Bilal. Pasează aici pentru Ivanușek. Ivanușek intră în careu. Șut al lui Ivanușek și corner. Apără Menian într-un stil mare. Ce plonjon reușește acolo să facă. Reinders respinge și el aici cu foarte mare noroc. O bate simplu. Și nu-i bine. Due încearcă acolo să paseze, dar nu reușește. Gvardiol deposedează excelent. Haide mă, Gvardiolule, bă, Jovanović vine și îl deposedează acolo. Noroc cu Fran Garcia că vine și face el treaba murdară. Sărim bine la cap aici, pasăm pentru Pulisic. Pasă bun aici pentru Reinders. În spate, stăm aici în spatele lui Reinders. Reinders saltă bine mingea. Șansă de gol aici. Reușim să-l batem pe Vellenreuther. Incredibil. Incredibil, cu un șut din unghi blocat inițial de Vellenreuther. Aparent mingea se rostogolește. Norocos în poartă, bă, tată, bă. Din punctul meu de vedere n-are nimeni ce să reproșeze lui Vellenreuther. A, e, să mai întâmplă. Un joc frumos de pas aici. Un șut din vole blocat, dar noroc cu bara că venea fundașul și o scotea după linie și mă înțăpa inima după aia. Stengs pentru Due. Din nou Stengs. Cortez. Presăm aici la Cortez. Băi, Cortez, alocuiești tu, mă, mama, eu ce prostie. Săracul de el, băi, tată, băi. Cerem aici. Mă, da. De ce m-a tras pe mine la mijloc? Eu vreau să... Bă. Eu vreau să văd echipa, mă. Mie nu-mi convine. De ce m-a tras la mijloc? De ce mă plasează la mijloc? La fiecare degajare. Că nu mi-e ok. Newcop. Pentru Cortez. Due de posedat acolo foarte bine. Fran Garcia acum. Pasă bună lui Leo, dar Bitin Pucciola reușește să deposedeze. Ai, hai să încercăm un pic să începem și repriza a doua, vedem ce ne iese. Avem 2-0. Am reușit un gol și o pasă de gol. Suficient de bine pentru mine, dacă mă întrebi. Și încă o dată șansă bună aici. Driblăm frumos, dar Jimenez intervine aici. Ivanușek pasează acolo în bandă pentru Jovanović. Din nou Ivanușek. Jovanović încă o dată. Jovanović intră în centru și șutează. Șut slab acolo pentru Mike. Pasăm bine pentru Pulisic. Gvardiol saltă bine mingea aici. Îl găsim și noi foarte bine pe Pulisic. Șansă bună. Întoarce aici Pulisic, face mingea în centru, șut din unghi, dar minge blocat acolo. Reinders pierde în fața lui Ivanușek. Reinders reușește să vină cu pasa, încercăm din nou șutul deviat acolo și cel mai probabil e corner, aparent da. Lovitură de cap acum la colțul lung, din nou aproape să marcăm dintr-o lovitură de colț. Iese și Greco, iată. Grecu. Greculețulele. Sare bine acolo la cap Fran Garcia, dar Rafa Leao nu reușește să coboare acolo la timp pentru a culege acea minge. Rafa Leao, Patino. Fran Garcia. Ia uitați-vă, bă, băiatule, la ei ce pase dau. Să mă bată măicuța. Newcop pentru Ivanușek. Ivanușek întoarce acolo pentru Newcop. Patino.
Rodrigo de Paul vine cu pasa aia lejeră, șansă bună de gol aici, șutăm și pe lângă poartă, dă-o în gura măsii. Hai, sim to end. Sim to end. Câștigăm 2-1, El Bilal marchează și el. Să-i dea Dumnezeu tăfelul, multă apă în beci. Reușim să câștigăm din nou. Reușim să câștigăm din nou. Avem două meciuri din Champions League. Meci frumos cu FC Porto, meci strâns cu Feyenoord, dar a marcat și asta e tot ce contează. Ne așteaptă un meci cu Spezia, o să-l simulăm că n-avem cum altfel, câștigăm 1-0, Pulisic de gol. Ferească Dumnezeu, numai cu ultimele locuri ne încurcăm. Bun, tată, bă, cam asta a fost tot pentru azi, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Nu se poate! Nu se poate! Nu se poate, bă! Nu te cred! Nu te cred, dar la balonul de aur, bă! Deci pe ce dată s-a dat? Stai așa. În noiembrie. Deci pe 5 noiembrie s-a dat. Nu te cred. Bă, încheiem acest episod în stil mare. Suntem balonul de aur. Incredibil, bă, băieți. Cam asta a fost tot pentru azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, fărâmați butonul ăla de like și până data viitoare aveți grijă de voi. Și să fiți cu minte, nu cu minți. V-am pupat. Pa, pa.